Mii de gălățeni au participat de bobotează la slujba oficiată de înalt preasfințitul Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Slujba, în cadrul cărei au fost sfințite apele, s-a desfășurat la Biserica Sfânta Precista, în imediata apropiere a Dunării. Sărbătoarea de bobotează amintește de botezul în apa Iordanului a Mântuitorului Iisus Hristos de către Sfântul Ioan Botezătorul. În Iordan botezându-te tu, Doamne, închinarea trăimii mi s-a arătat. Căci glasul Părintelui a mărturisit ție, fiu iubit pe tine numindu-te și Duhul în chip de porumbe. Gălățenii au întâmpinat cu bucurie marea sărbătoare a bobotezei, mai ales că, anul trecut, restricțiile impuse după izbucnirea pandemiei de COVID-19 s-au răsfrânt și asupra vieții bisericești. Sănătate, la mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Unul dintre momentele importante ale zilei a fost și aruncarea crucii în apele Dunării și recuperarea acesteia de către un grup de înotători. Obiceiul simbolizează intrarea și ieșirea lui Hristos din apa Iordanului. N-am avut nicio strategie. Mama mea, Dumnezeu suferi, s-a prăbădit și am promis mamei mele că o să prind o cruce. Cum te cheamă? Bravo. Sunt puțin emoționat. Alexandru. Cât ce mai poți? Alexandru Gărgișa. Gărgișa. 36. 36. Cum? Da, din Gala. E prima oară când prinzi crucea? Da, e prima oară. În ziua de bobotează, înalt preasfințitul arhiepiscop Casian a ținut să le mulțumească în mod special medicilor, dar și tuturor credincioșilor pentru eforturile pe care le fac în depășirea încercărilor pandemiei. Să-mi dați voie, în respect total, să vă mulțumesc pentru modul înțelept în care de 2 ani de zile vă luptați pentru viață. Vă mulțumesc. Mai avem puțin. Nu ne negăm la mare. De pași vom birui. Dacă vom fi, ca acum. Pentru ca sărbătoarea bobotezii să fie deplină, credincioșii au primit cu ajutorul preoților și a voluntarilor peste 150.000 de sticle cu aghiazmă mare, pregătite special pentru acest eveniment.